wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're... Uite ce am avut aici de spălat. Nu știu, am avut o noapte foarte grea, s-a trezit Ștefănuț, s-a trezit și Rei, o noapte de asta așa mai albă, tocmai de asta mi-am și făcut un cappuccino, că mă doare capul din numa. Dar, na, mă pun acum să le pun în sterilizator, după care voi face mâncărică. Cât fierbe acolo ciorbița, cum am pus-o eu pentru a avea la amiază de mâncare. Acum dimineața vreau să le fac copiilor un mic dejun rapid și voi pisa această banană cu un ou. Le amestec și apoi voi da așa pâine prin ea, le pun în tavă cu puțin unt și le tai așa feliuțe, apoi le dau să mănânce cu puține căpșuni. Pentru Ștefi o să-i pisez, iar lui Rei tai așa bucățele. Was crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Bravo, Rea, sei una amica. Tu, papă. Capșuna. Capșuna. Da, puiuțule, capșuna. Acum amestecăm asta. Stai să punem aici. Uite, tu, ciudat. Așa. Punem banana. O căzut capșuna. Și amestecăm. Tu amesteci? Ha! I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Uite cum papă puiuțul meu astăzi. Uneori așa se întâmplă. Păpăm pe unde apucăm. Pe canapia, pe jos. El astăzi și-a luat farfuria și-a venit aici la televizor. Învață culorile. Aici am mai pus niște vinete la copt. Le voi face cu puțină sare și ceapă. Am adăugat acolo puțin cartofi.
vinetele aici și micul dejun pentru bebeluș. Porția lui Răiel și-o luat-o. Cam asta cum v-am arătat. Banană cu ou, dat așa prin pâine. E călduță, numai bine merg acum să îl aduc pe Ștefi și să îi dau să pape. Acolo am mai lăsat puțin, am mai salvat. Le place extraordinar de mult genul acesta de mâncare. Se face și foarte repede. Le dă așa un gust de banană și puțin căpșune. E și sățios. Eu vă recomand din tot sufletul, mămici, care sunteți poate aglomerate sau când facem așa mâncare, genul acesta repede pentru copilaș, chiar și la școală, în pachetul de școală, acasă, pentru bebeluș, pentru copilaș, merge extraordinar de bine, se face și repede, lor le place, îi sățios, exact cum spuneam eu, vi-l recomand din tot sufletul. There's something about the way she laughs, and the way she always dances, when she thinks nobody sees. When she's gonna miss her soul, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. E 12:30, acum numai bine i-am dat lui Ray să pape ciorbiță și apoi el acum s-a pus la somn, iar eu între timp am primit aceste două pachete, zic hai să le deschid împreună. Aici, în prima cutiuță, am luat eu un dispozitiv de acesta, pe auriu, pentru că toate accesoriile din baia de jos sunt pe auriu. Cumva am pus o aplică, v-am arătat-o eu într-un vlog, tot așa, într-un daily vlog, o oglindă, v-am arătat-o eu tot așa, într-un daily vlog, iar acum, pentru că am toate accesoriile pe auriu jos, am luat și acest dispozitiv pentru săpun, iar la baia de sus totul este accesorizat pe alb mai mult și în acesta la alt plic am luat două suzete pentru bebe Ștefănuț, pentru că el sărăcuțul i-a ieșit 4 dințișori deodată și atât au molfăit la suzete încât alea i s-au făcut așa moi tare, na. Și zic, măi, hai să iau două noi, mai tari, mai bune, ca să aibă, iar pe acelea să le arunc. M-am mirat și eu foarte tare la 9 luni, că eu ieșit deja dințișorii de sus, ăia doi care iese primii, dar și caninii. 4 dinți deodată și sărăcuțul tare s-o chinuit vreo 2 săptămâni, ceva de genul. Da, în mare parte asta am luat. Dispozitivul acesta pe auriu pentru săpun, imediat voi face curățenii în baia de jos, în baia de sus și o să vă arăt și vouă. Și aceste două suzete pentru Ștefănuț. T-shirts, so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. Coborâm pe Ștefi la papa. Dragutea. Cât ești de frumos. We don't care about the others. You said no.
wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Steffi, da unde pleci? Bine că și-a mai revenit puțin când nu m-au plâns. Astăzi au avut o zi greuță. De-aia am și făcut baii mai repede. Puțin că nu, pur și simplu nu știam ce are, ce-o fi avut. Un puseu de creștere, bă, nu eu. Pentru că dinții i-au ieșit. Și nu m-au plâns așa tot timpul. Noaptea, azi noapte, astăzi. Acum stă puțin liniștit, într-adevăr, va că se joacă cu astea pe aici, jucăriile. Să vedem până când mă ține. Galben! Reînvață culorile. Tare atent, îi place din numai. Mă bucur că îl încântă. A număra alfabetul, culorile, să învețe el. Tare simpatic. Sper să-l țină tot așa și să nu avem probleme la a face teme. Voi vedea la anul când îl dăm la grădiniță, după aia începe activitatea asta cu stresul, cu temele și așa mai departe. Verde! El mănâncă acolo un snacks. Verde, Steffi, să nu dai perdele jos, puiuțule! Hai la mami, hai! Nu? Parcă e interesant. Prima jumătate din zi, tot timpul e așa, pe alergătură. Gen, fac mâncare, pregătesc pentru ei, pentru amiază, pentru seara. Tot timpul e așa, o alergătură, după care a doua jumătate, după ce se trezesc ei de amiază, e mai pe liniște, e perioada aia din zi în care stau cu ei. Facem activități, desenăm, colorăm sau cu bicicleta ieșim afară sau tot felul de genul ăsta. Cam așa se petrece o zi din viața mea. Dimineața îi pe repede înainte, în mare parte în bucătărie cu mâncare, iar apoi stau cu ei, așa, relaxați. Și, bineînțeles, serile în care trebuie să plec la muncă. Măr. A, da, și fructe. Că reînvață și fructele. Da, puiuțucule, despre tine vorbesc. Măr. Acum, pe seară, am pregătit eu aici macaroane cu lapte. Ca îndulcitor, le voi pune puțin așa câteva picături de sirop de arțar. Ăsta îl folosesc și când fac gris cu lapte, atât pentru macaroane. Lui Steffi i-am dat aici un biscuițel, îi aici papă. După care cam ne apropiem de finalul acestei zile. Realizez că acest clip v-am arătat foarte mult ceea ce o mânca copilașii o zi întreagă. Probabil așa o să-l numesc. Meniu de copii și tot ce au mâncat ei o zi întreagă. Second hand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. Tata-i sus cu fratele tău. Uite-ți în curi și băluțele. Mergem și noi la nani? Haide acum, hai.
Ești de acord, da? Da, da, da. Vom închide clipul aici și să ne vedem cu bine data viitoare. Vă pupăm, pa, pa! Da, și Ștefi vă pupă. Da, da, da.